Bună ziua, oameni buni și răi! Zi-vă bună ziua! Bună ziua! Suntem pe malul lacului Pardon, nu. Suntem la un lac aici, ia. Cel mai mare lac al Germaniei, din câte am înțeles. Bodensee se numește, din câte am înțeles, pe partea altă e Elveția. Fiind vacanță, dar e foarte lung, nu știu câți kilometri, zeci de kilometri are. Fiind vacanță, copiii fac plimbări pe celălalt mal, e un orășel, Constanța se numește, sau Constanța, coincidență. Bă, la noi geamurile astea nu știu cât ar fi rezistat pe la balustradă. Văd și fundul lacului aici. E cam extra sezon. Vara e combinat ce se vie aici. Să faci baie, să dai cu barca, să faci plimbări. Și dacă tot ești aici, în orașul ăsta, care se numește Friedrichshafen, aici se află muzeul Zeppelin. Pe malurile lacului s-a născut băiatul care a inventat zeppelinul. Ia uite și lebădaia se curăță. Și am venit la scările astea să vedem panorama din vârful scărilor. Încheiem plimbarea noastră de o săptămână prin Italia cu o oprire în Germania. Că ne-a săturat de mers pe jos printre monumente. Și astăzi vrem să ne mai relaxăm, ne dor picioarele prea tare. Hai de la care începem sus. Și asta e panorama asupra orașului Friedrichshafen. Din tur, deși nu e... Și clădirile destul de înalte. Și, vezi și nu prea vezi, da. Pe cer acolo se vede, v-am zis, fiind și muzeul Zeppelinului aici, în stânga turnului. Camera asta are un display foarte mic. Se fac plimbări cu Zeppelinul. Adela a rămas jos. Nu știu cât de înalt să zic că e, peste 12 etaje. Apasă de pe asta scut de mult. E caldă. Asta încă este acum la soare. Și în rest, asupra lacului, priveliștea e superbă. Asta cred că e un fel de port. Uite, acolo e la... Și turistic și privat mai în spate acolo. Aia e lebădă. Nu, uite, grații la lebădă. A, da, ce limpede apa, cum se văd, cum dau din picioare la suprafe, vezi? Bă, nu prea poți să sari în apă de aici, că e cam mică apa. De fapt, nu poți. Poți, dar e apa mică, nu știu cât de mică, nu pare. Și uite că vine și barca, auzi. Vaporașul să-i ducă pe copiii aia dincolo de lac, la Constanța. Acum începe să strige, hai cu metre, hai cu metre. Că nu-ți mai dă supa caldă. Că nu-ți mai dă nevastă supa caldă dacă nu duci la plimbare. Se vede așa o pâclă pe lac. Mai încolo. E liniștit lacul, nu bate vântul, nu sunt valuri. Aici, vezi, astea, jaloanele astea ghidează intrarea în port. Probabil în zona asta se draghează în caz că... Jaloanele astea roșii pe de-o parte și în partea aia alta alea. În German și în engleză, aici... Uite ce valuri a făcut vaporașul. Vezi? Vezi, de la vaporașul a făcut, încolo, de acolo.
Era un vaporaș care ieșea din portul ăla micuț de acolo. Da, am văzut, uite bărcuța aia. Păi nu aia, nu aia a făcut valurile astea, mă. Știu, ce asta aia, mare. Da, copiii de bucurie, țopă, acolo, se adună la îmbarcare. Dacă te uiți acolo, de fapt, te vezi turmurile alea. Unde-i tanti asta? Vine și ea? Incredibil, s-ar putea să vină și ea de la, ea nu prea, ea nu o văd. Eh, mai stăm să ne bronzăm puțin. Și am nimerit și centru vechi. Cum ar veni, după ce am coborât din turn, m-am scurat ca la nemți, tată. Drinkwasser, zic, nu mai Victor să tot bagă. Văd că se poate și strită. Merge? Atâtată turbinele la motor. Te-a purat cu codiță. Sirenele de iepurași. Sunt niște chibruri. Ăștia cred că niște frunze. Și capul de ciotica. Da, frumos. Ceasurile care merg, bineînțeles. Și la biserică și peste tot. Uită-te în România la toate ceasurile pe turle. Nu mai merge nici în gară ceasul. Da, păi, în alte părți. Ah, acolo e primăria, ia uite. Aici e primăria. Hai, mergeți, căutăm un magnet din Privix, ha,